Acum se va vedea care dintre voi este mai viteaz și mai vrednic de mâna reginei noastre Hebe. Gritas, drum bun la strămoși! Mâine eu voi fi regele celților! Toate ieșirile din vale. Lăsați-i pe ei să atace, apoi incendiați totul în calea lor. Prinși în podcoavă se vor retrage. Urmăriți-i până ce se închid în cetate și fără vărsare de sânge. Acum să te văd ca staboca pe tine și feciorii tăi. Și pe tine, meștere Berna. Acoperiți sulițele înfipte în pământ cu paie și dați-le foc. Închin aceste trofee druidului Breza! Cum? Este rândul tău, Boyan! Calopor, alătură-te lui Țap și împreună îl atacați pe Boyan, dar numai după ce a intrat bine în vale. Înapoi în cetate!
Încărcați catapulta! Oh! Duceți roabele și copiii dacilor aici pe Metereze. E prea de vreme! Războiul abia a început! Spune-mi, prietene de Ceneu, ești convins că se va produce eclipsis, minunea cerească de care vorbeai? Nici măcar zeii nu o pot opri. Atunci vorbește-le tu. Regele nostru! Dăruiește vitejilor celți o pace de o noapte și o zi, de azi la amiază până mâine la amiază, ca să vă cinstiți morții și să vă îngrijiți răniții. Și mâine la amiază? Dacă până mâine la amiază nu vă predați, zeul cel mare al neamului nostru vă va da măsura puterii sale asupra zeilor tăi mincinoși, Duidule Breza. El va pune soarele în umbra puterii sale și va preschimba ziua în noapte. Iar acea noapte nefirească vă va fi și mormântul în vecii vecilor. Regele tău nu poate fi mai puternic decât soarele. Mai bine, descocește altă minciună dacă vrei să capeți un răgaz, să vă lingeți rănile. Thank you.
Ne-au atacat pe la spate ucigașii din garda lui Breze. Și până să luăm seamă, i-am făcut una cu pământul, dar pătia. A fost și eu un boss de lut, murite rece. Și-am făcut și eu ce am putut. Vânt. Nu plângeți! Bucurați-vă!